Bună seara, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem plăcerea ca în această seară să discutăm despre ce se întâmplă în această minunată țară, dar din păcate locuită de noi românii, cu un om care a trăit, a văzut multe și care oricând poate să filtreze ceea ce se petrece pe scena politică și a administrației publice locale și centrale. Avem așadar deosebită plăcere de a discuta cu purtătorul de cuvânt al PNL Gorj și consilier județean în cadrul Consiliului Județean Gorj, doamna Denisa Șuță. Stimată doamnă, bună seara, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor și vă mulțumesc pentru invitație. Iată-ne înaintea unei clipe destul de importante în ceea ce înseamnă finalul de 2019, destul de importante în ceea ce înseamnă derularea, vreme de o lună, a campaniei pentru alegerile prezidențiale. Mâine, la ora 10, dacă nu mă înșel, se va citi și se va vota textul moțiunii de cenzură inițiate de către Partidul Național Liberal. Ulterior, la acest text au achesat și ceilalți sau celelalte formațiuni politice din opoziție, PMP, USR, chiar Pro-România, iată cei desprinși treptat din PSD, chiar unii parlamentari PSD au semnat pentru moțiune. În seara asta, cu siguranță, se fac și se desfac jocurițe, ace. Cum se vede nebunia aceasta? Este foarte adevărat. Partidul Național Liberal a elaborat textul moțiunii de cenzură. A și negociat cu parlamentarii care au responsabilitate și care au înțeles că este absolut necesar să se stopeze această guvernare care duce România pe marginea prăpastiei. Printre acești parlamentari este adevărat că sunt și din grupul PSD și din ALDE și din Pro-România. Alături de Partidul Național Liberal au venit și celelalte partide din opoziție, USR și PMP. Știți foarte bine că ne bazăm pe 244 de parlamentari, chiar 247 erau în ultimele zile, până acum, dar cei care au semnat practic textul moțiunii de cenzură, în mod normal, ar trebui să aibă responsabilitatea unei semnături pusă pe un document și să și voteze și să susțină așa cum au semnat. Dar suntem totuși în România guvernată de Viorica Dăncilă. Am văzut cu toții înregistrări de la o ședință ad hoc a PSD în care Viorica Dăncilă îmbia cu funcții. S-a discutat de asemenea despre sume foarte mari de bani care ar fi date în schimbul unui vot. Se vorbea despre 160.000 de euro. Am văzut asta în cadrul unui articol publicat într-un ziar național. De asemenea, am văzut că li s-a atras atenția parlamentarilor PSD că discutăm despre dosare în cazul în care nu trece moțiunea de cenzură, despre desființarea secției speciale și așa mai departe. Deci, practic, eu, poate este un cuvânt prea puternic, dar mie îmi seamănă a șantaj ceea ce se întâmplă în acest moment în PSD, la vârful PSD. Este foarte clar că se pot schimba multe lucruri într-adevăr și astăzi, și eu sunt convinsă că se vor purta negocieri inclusiv mâine până în ora 10 și poate chiar în plenul Parlamentului. Dar încă o dată sper și mizez pe responsabilitatea celor care au semnat textul moțiunii și cred că nu vor demonstra încă o dată românilor că sunt irresponsabili și că nu contează absolut nimic, numai nu onoare, nu demnitate, nici semnătură. Așa că eu sper... Sunteți de acord cu mine că toți cei care mâine, prin absurd, presupunem acum, pentru că nu știm ce va fi, mâine vor face acest gest reprobabil, după ce, practic, prin asumarea semnăturii și-a dat cuvântul cumva, nu? Devin, practic, cred că a semnat pe un persoana non grata.
Pentru ce înseamnă viitorul în politică? În mod normal așa ar trebui să fie și într-un stat sănătos la cap. Dar cum în România ultimilor ani nu putem discuta despre un stat sau despre un guvern sănătos la cap, atunci nu putem să discutăm despre cuvânt de onoare, mai ales în condițiile, în contextul în care vorbim despre semnătura pusă pe un document, ceea ce cred că este, ar trebui să cântărească mai mult decât cuvântul dat într-un anumit, context. Este evident că în mod normal asta ar trebui să se întâmple, ca cei care își încalcă semnătura pusă pe acest document nu ar trebui să mai aibă un viitor politic, dar sigur că sunt mulți politicieni în arcul guvernamental, în Parlamentul României, care și-au încălcat de mai multe ori cuvântul dat și semnăturile puse pe diverse acte, așa că nu ar fi o premieră, ar fi o rutină deja a clasei politice din România ultimilor 5 ani. Eu, cu toate acestea, sper că moțiunea de cenzură va trece și că România va intra în normalitate. Este absolut necesar să se întâmple acest lucru, pentru că ne-am făcut suficient de râs și în cancelariile internaționale și în Uniunea Europeană și pe plan intern. Cred că este cazul să stopăm acest lucru. Orice zi în plus cu Dăncilă premier, cred că este un rău în plus adus cetățenilor acestei țări. Iar acest lucru se vede atât în nivelul de trai al românilor, în nivelul inflației din România, în modul în care România poate să acceseze credite externe. Vedem că se practică cele mai mari dobânzi cu România, tocmai pentru că este o țară instabilă din punct de vedere economic și că nu prezentăm garanția exact pentru a rambursa aceste credite. Și sunt numeroase și numeroase motive pentru care acest guvern nu mai trebuie să rămână în fruntea țării. Principalele motive sunt, în primul rând, legate de economia acestei țări, de faptul că se împrumută extern la dobânzi foarte mari pentru a achita niște cheltuieli de funcționare, pentru a plăti pensii și salarii și nu pentru a face investiții. În momentul în care o țară începe să se împrumută pentru a asigura funcționarea și pentru a plăti pensii și salarii, este evident o criză economică. Așa că nu cred că trebuie să fii un foarte bun specialist în finanțe ca să vezi că ceea ce se întâmplă este strigător la cer. Datoria externă a României este mai mare decât cea practicată în perioada de recesiune. Am ajuns la 140 de miliarde de lei datorie externă în perioada 2017-2019. Este o sumă dată publicității de Comisia Europeană și este foarte grav ceea ce se întâmplă. Viorica Dăncilă guvernează pe principiul după mine potopul. Nu au guvernat în nicio secundă gândindu-se să pună bazele dezvoltării acestei țări. Nu au oferit niciun fel de fonduri pentru infrastructură, pentru infrastructură serioasă. Se laudă cu niște fonduri europene pe care le accesează unitățile administrativ-teritoriale. Vorbește despre inaugurarea stadionului din Târgu Jiu, de exemplu, că suntem la nivel local, da, cu un an înainte ca acesta să fi fost finalizat și în condițiile în care erau necesari bani pentru finalizarea lucrărilor. Vorbește despre PNDL-uri în condițiile în care există și acum constructori care nu
și-au primit banii pentru proiecte. De asemenea, vorbește despre dezvoltare la nivel local, despre infrastructură, în condițiile în care primarii, cel puțin la nivelul județului Gorj, majoritatea, dacă nu toți, nu reușesc să-și plătească nici măcar salariile, cheltuielile cu asistența socială care au fost trecute în sarcina autorităților locale, din sarcina guvernului. De asemenea, din martie li se promite o rectificare bugetară pentru echilibrarea pentru echilibrarea bugetelor locale și acea rectificare nu mai vine. Se fac niște previziuni pentru repartizarea cotelor defalcate din TVA și din impozitul pe venit și sunt primării la nivelul județului Gorj care primesc zero. Printre aceste primării sunt și jumătate dintre unitățile administrativ-teritoriale cu primari liberali. De asemenea, municipiul reședință de județ Târgu Jiu primește doar 2.200.000 și ceva. De asemenea, cel de-al doilea municipiu al acestui județ, municipiul Motru, primește 2.200.000 și ceva de mii de lei, în condițiile în care orașul Turceni, spre exemplu, primește 7.000.000 de lei și vine președintele Consiliului Județean și ne explică faptul că, de fapt, este vorba despre niște estimări și că acestea nu s-au făcut pe bază de criteriu politic, pentru că eu am ridicat această problemă și în ședința de Consiliu Județean. Este evident că este un criteriu politic atât timp cât municipiul reședință de județ primește o treime din banii pe care îi primește un orășel mult mai mic, pentru că nu poți să vii și să justifici că ai ținut cont de ce? De proiectele care se află în derulare, de necesitățile comunității respective, în condițiile în care numărul de locuitori este mult, mult mai mic decât la nivelul municipiului reședință, nu. Doar că orașul Turceni este acolo este un primar PSD, da? Iar cele două municipii ale județului Gorj sunt primare Partidului Național Liberal. Mai mult decât atât, proiectul privind repartizarea acestor sume din cotele defalcate pe TVA și estimarea pentru 2021-2022 a fost pus în discuția Consiliului Județean cu încălcarea codului administrativ. Spune foarte clar că orice proiect de hotărâre se aduce la cunoștința consilierilor județeni cu 5 zile înainte de o ședință ordinară și cu 3 zile înainte de o ședință extraordinară. Ori în momentul în care noi ne aflam la ora 11, eu mă aflam în comisia de specialitate, în comisia de buget finanțe, am primit pe e-mail proiectul de hotărâre privind repartizarea acestor sume pentru echilibrarea bugetelor locale. În plenul Consiliului Județean am solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect, pentru că trebuia și noi să analizăm acest proiect. Nu aveam cum să o facem din moment ce noi dezbăteam în comisie la ora 11, iar la ora 13 era plenul Consiliului Județean unde noi trebuia să votăm aceste sume. Bineînțeles că mașina de vot PSD-ALDE din Consiliul Județean a funcționat. Deja mă uit la colegii mei PSD din Consiliul Județean că stau fix în fața mea. Nici nu-i mai văd, văd doar niște mânuțe care se ridică și coboară, deci nu văd o opinie, știți? Erau în desene animate niște mânuțe din acelea de plastic, știți? Care prelungeau mâinile personajelor. Exact așa îi văd pe colegii mei. Exact așa îi văd pe colegii mei de la PSD. Nu au niciodată o opinie, nu au un punct de vedere, pur și simplu ridică mânuța și după aceea se duc liniștiți acasă. Bineînțeles că a funcționat, repet, această mașinuță de vot, s-au ridicat mânuțele, proiectul a rămas pe ordinea de zi, bineînțeles proiectul a fost votat în acea formă,
în care fusese pus pe ordinea de zi. Sunt convinsă că niciunul dintre consilierii PSD nu s-a uitat pe acest proiect de hotărâre și îmi pare rău că nu au fost reprezentanții ai presei sau au fost în sală, dar nu au întrebat după aceea. Eu aș fi făcut asta, deci aș fi întrebat câțiva consilieri PSD să văd dacă știu ce sume sunt la câteva primării prinse în proiectul pe care l-au votat. Dar pentru noi nu era niciun fel de surprindere. Se întâmplă acest lucru tot timpul și la rectificări și la repartizarea cotelor defalcate. Conform legii, cotele defalcate din TVA și impozitul pe venit se împart 80% din total, este împărțit de către Administrația Finanțelor Publice pe o formulă, iar ceea ce este absolut corect și sunt acea formulă este făcută în funcție de numărul de locuitori. Adică nu intră discuția acolo. Nu intră discuția acolo. Și restul de 20% se împart din pixul președintelui Consiliului Județean. Absolut din pixul președintelui Consiliului Județean. Iar acele sume tot timpul s-au împărțit pe criterii politice. Nu a existat proiect de hotărâre privind împărțirea cotelor defalcate în Consiliul Județean, în care primăriile liberale, măcar jumătate din ele, să nu primească 0 lei. Deci, cel puțin de când eu sunt consilier județean, nu a existat proiect de hotărâre în care primării liberale, cel puțin jumătate din ele, să nu aibă 0 lei. La fel se întâmplă și acum cu estimările și cu aceste previziuni. Și am fost surprinsă că președintele Consiliului Județean a simțit nevoia să îmi răspundă public și să spună că de fapt nu am fost eu atentă, că nu am văzut cifrele, că dumnealui vorbește despre cifre și nu face politică și că noi am început campania electorală. Păi ceea ce n-a observat președintele Consiliului Județean este că eu tocmai despre cifre am vorbit și am dat exemplu primăriile noastre care au primit zero și primăriile PSD care au primit bani și că am și scris că vorbim despre repartizare și despre estimare pentru anii următori. Dar politica și campania electorală, înțeleg că dumnealui a declanșat-o din moment ce nu a putut să mă contrazic. Eu am vorbit despre cifrele pe care le-a prezentat în cadrul proiectului de hotărâre. Nu am discutat despre alte cifre, dar dumnealui n-a spus nicio cifră și nici nu a fost întrebat de jurnaliștii care i-au solicitat punct de vedere referitor la declarația mea. Nu a fost întrebat, ok, dacă Denisa Șuță a făcut o declarație greșită, atunci care sunt criteriile dacă nu sunt politice, da? Eu, jurnalist fiind, l-aș fi întrebat pe președintele Consiliului Județean, ok, ziceți că nu sunt politice așa cum zice Denisa Șuță. Cum sunt atunci? Care sunt criteriile? Da? Nu a fost adresată această întrebare, din păcate, dar o să o adresăm probabil în plenul Consiliului Județean. Așa că nu se poate discuta în niciun caz despre dezvoltare în momentul în care nu se primesc bani de la bugetul de la guvern, nu se primesc bani din cotele defalcate, se pun în schimb biruri pe bugetele locale și pe administrațiile locale. Să ajungă primarii în situația în care să nu poată asigura cofinanțare pentru proiectele europene pe care intenționează să le acceseze sau pe unele pe care le au deja în derulare, este absolut, absolut strigător la cer. Pentru că este evident că niciun primar care are viziune și nu este cu picioarele pe pământ nu se bazează pe bani primiți de la guvernul Dăncilă, este foarte clar. Că se bazează pe investiții din fonduri europene. Este singura posibilitate prin care mai pot face ceva prin comunele sau orașele pe care le păstoresc. Dar pe orice axă de finanțare și orice proiect ar intenționa să acceseze, trebuie să ofere cofinanțare. Așa că, ce să vă spun, situația este critică și de aceea sper că
acest guvern va pica și vor veni oameni serioși și responsabili care să nu se gândească cum să-și scape acoliții de dosare penale. S-a întâmplat chiar ieri, cum să facă, da, cum să facă un instrument de o sperietoare a procurorilor, a judecătorilor, cum este cazul secției speciale, cum să facă un scut în jurul penalilor pe care să-i folosească în continuare, ci se vor gândi la ce să facă pentru oameni astfel încât traiul tuturor să fie unul mai bun. Acea poveste pe care cred că nu mai crede nimeni că am crescut pensii și salarii este absolut de toată jena în condițiile în care avem o inflație de 5% și orice sută de lei pusă la o pensie sau la un salariu nu te ajută cu nimic, pentru că tu nu poți cumpăra mai mult acum cu acea sută de lei în plus. I-am dat exemplu din de acum potrivă, câteva luni. Cumperi mai puțin. Exact, degeaba, da? Mie practic, mie teoretic îmi dai niște bani mai mulți pe o foaie, pe o foaie, repet, dacă eu cu 100 de lei cumpăr mai puține produse decât acum un an sau decât acum 2 ani. Puterea de cumpărare este mult scăzută. Deci despre ce discutăm? În condițiile în care prețurile la majoritatea alimentelor s-au dublat, da? Unele chiar s-au triplat și alimente de bază, dacă luăm cartoful, de exemplu, da? Sau zahărul, sau uleiul, sau așa mai departe. Sunt lucruri pe care oamenii le simt în buzunar. Absolut. Își dau seama că cu o sumă mai mare, cumpără mai puțin decât cumpărau anterior. Ceva timp în urmă. Sigur că da. Vom relua discuția după o scurtă pauză de publicitate. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050 111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu.
După gusturile tale, alege mâncarea preferată, asta doar la șaurmeriile Iatagan. La noi găsiți mâncare turcească, delicatese, dulciuri cu specific turcesc, cea mai bună pizza, burger de vită, kebab, shawarma, hamburger, meniul zilei sau chiar meniu cu șnițel. Nu folosim produse congelate. Vă așteptăm în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 116, acolo cu Gheorghe Doja, și în strada Eroilor, numărul 7, vis-a-vis de Hotel Gorj. Șaurmeriile Iatagan, gust și calitate! Universitatea de stat Constantin Brâncuș din Târgu Jiu-Gorj, acreditată instituțional, vă oferă programe de studii universitare de licență la următoarele facultăți. Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, Facultatea de Științe Economice, cât și programe de studii universitare de masterat, perioada de înscrieri 2-14 septembrie 2019. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Republicii, numărul 1, pe e-mail univ@utgjiu.ro și la telefon 0253-214-307. Universitatea Constantin Brâncuș. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM din Târgu Jiu, vă oferă studii de masterat pentru anul universitar 2019-2020, științe sociale și ale educației, cu specializările psihologia clinică și consiliere psihologică, managementul serviciilor sociale și de sănătate, management educațional, managementul culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor umane, informatică, inginerie și design, cu specializările tehnologii și aplicații web, calculatoare, sisteme și rețele informatice, drept cu specializările, instituții de drept privat, științe penale, instituții de drept administrativ și constituțional, drept economic și proceduri vamale, drept internațional și instituțional, științe economice cu specializările business, management și antreprenoriat, management, marketing și logistică, finanțe, bănci și contabilitate, management, expertiză și audit, relații internaționale, științe politice și jurnalism cu specializările diplomație, securitate, business și comunicare, media, management și marketing online. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Eroilor, numărul 6, pe Facebook ULIM Târgu Jiu și la telefon 0253-214-019 sau 0734-517000. ULIM, viitorul carierei tale! Am revenit, dragii mei, cu a doua parte a emisiunii, în care avem plăcerea de a o găzdui pe doamna Denisa Șuță, purtător de cuvânt al PNL filiala Gorj și, în egală măsură, consilier județean în acest frumos, dar din păcate locuit, județ. Stimată doamnă, de ce spun acest lucru? Am văzut ieri încă o dată bătaie de joc la adresa minerilor, la adresa celor care au trudit din greu, trudesc din greu, cărora li s-a promis în ultimele luni niște chestiuni. Și ieri s-au ales pentru a câte oară cu buza umflată? A patra oară, cred. Ceva de genul. Ceva de genul ăsta. Este într-adevăr strigător la cer și nu atât cât, deja bătaie de joc. Cât fariseismul liderilor PSD Gorj este absolut revoltător. În Comisia de Muncă, după cum știți, au intrat două proiecte privind reducerea vârstei de pensionare a minerilor. Unul inițiat de deputatul PNL Dan Vâlceanu și celălalt inițiat de parlamentarii PSD Gorj, Mihai Weber, Scarlat Iriza și Florin Cărciumaru. Bineînțeles că proiectul deputatului Dan Vâlceanu, pentru că era de la PNL, a primit aviz negativ. Dumnealui a declarat că va susține inclusiv proiectul PSD pentru că este un proiect în interesul oamenilor care sunt angajați la complexul energetic Oltenia. Așa a și făcut. În momentul în care a ajuns în Comisia de Muncă proiectul respectiv, bineînțeles, inițiatorii de la PSD nu au fost prezenți la Comisia de Muncă. A fost, în schimb, deputatul Dan Vâlceanu, pentru că face parte din această comisie, dar a fost respins proiectul, a primit aviz negativ, în ciuda faptului că deputatul Dan Vâlceanu a încercat să convingă membrii PSD ai Comisiei de Muncă să susțină acest proiect și să-i dea un aviz favorabil. Nu s-a întâmplat acest lucru. A venit, a spus că a fost respins în
Comisia de muncă, bine, trebuie menționat faptul că a primit aviz negativ inclusiv de la Viorica Dăncilă proiectul înainte de a intra în Comisia de muncă, deci nici guvernul PSD nu a susținut acest proiect. Bun, ulterior, domnii lideri ai PSD Gorj au venit să spună că nu este adevărat, că nu a primit aviz negativ proiectul, că va intra la plen, că nu a fost pe ordinea de zi. Motiv pentru care deputatul Dan Vâlceanu, președintele PNL Gorj, a postat pe pagina de socializare ordinea de zi a ședinței Comisiei de Muncă, faptul că respectivul proiect a fost pe ordinea de zi, că este inițiat de parlamentarii PSD și că ei nu au participat la acea ședință. A venit cu scuze președintele PSD Gorj, domnul Weber, spunând că de fapt nu face parte din Comisia de Muncă, că nu a fost convocat să susțină proiectul, dar tot timpul inițiatorii proiectelor sunt convocați prin e-mail. Aceasta este procedura la comisiile de specialitate, chiar dacă nu fac parte din comisia respectivă, dar să susțină proiectul pe care îl inițiază. Ulterior a ieșit senatorul Florin Cărciumaru, care i-a reproșat deputatului Dan Vâlceanu că de ce nu l-a sunat să-l anunțe că propriul proiect, deci proiectul pe care Florin Cărciumaru era semnatar și inițiator, da, era în comisie. A uitat. Da, până la urmă au reușit să îl reintroducă pe ordinea de zi în Comisia de Muncă a Camerei Deputaților. Din nou nu s-au prezentat la ședința comisiei. Acolo, în timpul dezbaterilor, deputatul Dan Vâlceanu a reușit să convingă membrii Comisiei de Muncă că este un proiect extrem de important pentru angajații din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Au fost făcute și unele modificări, pentru că în proiectul, în forma depusă de inițiatori, existau și câteva chestiuni clar neconstituționale și proiectul n-ar fi putut fi pus în practică. Astfel că, după lupte seculare, ca să folosim această sintagmă, proiectul a ajuns cu aviz favorabil în Camera Deputaților ieri, când trebuia să fie supus la vot, în forma în care a ieșit practic de la Comisia de Muncă. Ce să vezi, în plenul Camerei, din nou inițiatorii proiectului lipsesc. Astfel că deputatul Dan Vâlceanu a rugat colegii din Parlamentul, din Camera Deputaților, să voteze proiectul PSD pentru reducerea vârstei de pensionare a angajaților din minerii și energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia, dar ce să vezi, când să se voteze, parlamentarii PSD au lăsat ședința fără cvorum, astfel că ședința a fost suspendată. De ce au făcut acest lucru parlamentarii PSD? Au retras cartelele de vot din aparatul de vot în momentul în care trebuiau să vacanteze mandatul unui deputat afiliat grupului PSD, care era condamnat penal, despre care Camera Deputaților fusese înștiințată că s-a întâmplat acest lucru, că este condamnat penal și urma să se voteze vacantarea postului deputatului respectiv. Dar, pentru ca PSD să nu piardă votul acestui deputat PSD mâine, la moțiunea de cenzură de mâine, au apelat la acest subterfugiu, au retras cartelele de vot, au lăsat ședința fără cvorum, astfel încât votul, ședința a fost suspendată și nu au mai putut fi votate nici celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, inclusiv proiectul privind reducerea vârstei de pensionare a angajaților din Complexul Energetic Oltenia. Deci, practic, pentru a-și proteja un penal și pentru a-și conserva un vot pro Viorica Dăncilă la moțiunea de cenzură, parlamentarii PSD au compromis toate proiectele care se aflau pe ordinea de zi a ședinței de plen a Camerei Deputaților de ieri, inclusiv acesta cu reducerea vârstei de pensionare la mineri. Ca
cam despre genul ăsta de cam despre genul ăsta de responsabilitate discutăm la decidenții din acest moment din PSD. Și sunt foarte curioasă cum va mai veni domnul Weber să ne spună că a susținut acest proiect și nu mie, ci oamenilor care lucrează în condiții absolut mizerabile, deosebit de grele, nu grele, în carierele din complexul energetic Oltenia, în condițiile în care nu au investit niciun leu pentru retehnologizare. Nu le oferă nici măcar echipamente de protecție. Toate utilajele pică. Deci sunt foarte curioasă ce le vă mai spune domnul Mihai Weber, că trebuie să explice, mă gândesc cumva, și absența de la din plenul Camerei și faptul că nici măcar în plenul Camerei Deputaților nu a venit să susțină proiectul și să-și roage colegii să îl voteze și că a venit un deputat PNL să joace colegii parlamentari să dea un vot pozitiv unui proiect inițiat de PSD. Da, e noaptea minții ce s-a întâmplat ieri. E poate o penibilă încercare de a păstra un vot astfel încât mâine să se joace cât mai la baionetă. Dar se pare că nimeni din rândul social-democraților, și aici mă refer în special la cei din Gorj, nu s-a gândit o clipă la soarta celor care aveau nevoie de această modificare legislativă și nu sunt puțini, sunt destul de mulți. Oameni care, spuneam în debutul acestei părți secunde a emisiunii, au trudit și trudesc din greu și care aveau nevoie, repet, de aceste modificări legislative. Se mai poate rezolva ceva? Va urma campania... Bun, proiectul probabil va fi pus din nou pe ordinea de zi, n-aș putea să spun când, dar probabil va fi din nou pus pe ordinea de zi, însă sunt convinsă că dacă nu exista filmarea ședinței de plen de ieri din Camera Deputaților, sunt convinsă că domnul Weber venea din nou și spunea că mințim noi. Noroc că există această tehnică și că, într-adevăr, la nivelul Parlamentului discutăm despre transparență și că există stenograme postate pe site-ul Camerei Deputaților, că există ordine de zi postată pe site și inclusiv filmarea ședințelor de plen. Pentru că altfel venea domnul Weber și spunea din nou că nu este adevărat ceea ce spunem noi, deși deputatul Dan Vulceanu, repet, a pus documente. A postat documente cu ordinea de zi, cu proiectul și cu ceea ce s-a discutat în Comisia de Muncă. Dar, sigur, documentele sunt contrazise cu vorbe, cu spuse. Și apropo de documente, mutăm firul discuției spre iarăși un subiect arzător ce tot trenează, ține capul de afiș în mai multe domenii, aici mă refer și, și la radio, și la TV, și în presa scrisă, ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă la Spitalul Județean. Am văzut niște achiziții de multe zerouri, și nu de lei, de multe zerouri de euro pe hârtie igienică. Vedem un, sau nu vedem un raport din care aflăm că va fi dat publicității un rezumat, nici acela nu știm când. În egală măsură știm că în România și în special în Gorj, sistemul sanitar este cum este, ce trebuie să înțeleagă cei care se uită, citesc, ascultă din toată nebunia aceasta, Spitalul Județean, Consiliul Județean? Știți ce trebuie să înțeleagă? Trebuie să înțeleagă exact ceea ce este. Și anume, este o cârdășie între președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, și managerul Spitalului Județean de Urgență, Gigel Capotă. Asta trebuie să înțeleagă oamenii, pentru că este evidentă. Nu mai este nicio surpriză. Nu mai este nimic de neînțeles. Asta este absolutul adevăr. Acesta este un adevăr absolut, că există o cârdășie între președintele Consiliului Județean Gorj și Gigel Capotă. Și acum o să vă argumentez de ce am făcut această afirmație. Vis-a-vis de raportul Corpului de Control. Am solicitat raportul Corpului de Control al Ministrului Sănătății. Îl solicităm de câteva luni. Și se tot solicită. Atât verbal, în plenul Consiliului Județean, în comisii, cât și în scris. Atât la Consiliul Județean, cât și la Ministerul Sănătății.
Colegul meu, consilier județean, domnul Victor Banța, în numele grupului consilierilor PNL, a făcut o adresă, inclusiv o solicitare, inclusiv pe 544 la Consiliul Județean, prin care să fie pus la dispoziția consilierilor județeni raportul Corpului de Control al Ministrului Sănătății. Bineînțeles că s-a găsit o scuză cel puțin penibilă, cum că nu Consiliul Județean este emitentul respectivului raport și că trebuie să ne adresăm emitentului. Lucru pe care l-am făcut. Ne-am adresat emitentului, care emitent în speță Ministerul Sănătății ne-a spus că durează mai mult de 10 zile, este o lucrare complexă și durează mai mult de 10 zile să ne pună la dispoziție raportul. În condițiile în care raportul există, era făcut, are deja 150 de pagini, știm asta, da? Și nu înțeleg care era volumul de lucrări atât de mare încât trebuia acest raport să ne parvină cu peste 10 zile. Este foarte clar că este grav ce scrie în raportul Corpului de Control. Fără îndoială, după ce se întâmplă, pentru că dacă nu ar fi grav, nu s-ar acoperi. Pentru că dacă nu ar fi foarte grav, ministrul sănătății PSD Sorina Pintea nu ar fi spus că este jale la spitalul județean. Da. Nu ar fi spus că ea nu ar ține deschis un astfel de spital județean. Nu ar fi spus că nu sunt respectate circuitele în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, că sunt infecții nozocomiale, că nu sunt respectate protocoalele, da? Că este mizerie, că există mobilier cu tapiserie care nu poate fi dezinfectată, ceea ce este inadmisibil într-un spital. Da? Și așa mai departe. Faptul că se ține în sertar acest raport de atâta timp, în condițiile în care Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu este în subordinea Consiliului Județean, nu a președintelui Consiliului Județean, să ne înțelegem. Spitalul Județean a trecut în subordinea Consiliului Județean printr-un proiect de hotărâre de Consiliul Județean, prin care toți cei responsabili în Consiliul Județean, inclusiv consilierii județeni, își asumă printr-un articol al hotărârii de Consiliul Județean inclusiv managementul de la Spitalul Județean de Urgență. Consiliul Județean asigură fonduri pentru cofinanțare, inclusiv la aceste fonduri guvernamentale, cu care Gigel Caput a făcut aceste achiziții despre care ați adus dumneavoastră mai devreme vorba. Consiliul Județean a asigurat cofinanțare la aceste fonduri pe care guvernul le-a dat Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Am văzut zilele trecute o declarație a președintelui Consiliului Județean care a spus că ne face un rezumat și că ne pune la dispoziție un rezumat. Cum să ne facă un rezumat? Că noi nu vrem un rezumat, noi vrem raportul Corpului de Control. Și dumnealui spune că de fapt ne face un rezumat pentru că acolo există date cu caracter personal, date confidențiale. Păi îi amintim domnului președinte al Consiliului Județean că noi semnăm la fiecare 6 luni un acord privind accesul la astfel de date, ca și consilieri județeni. Nu înțeleg de ce atunci mai semnăm acel acord, da? Sau putea domnul președinte al Consiliului Județean să își pună aparatul să protejeze datele cu caracter personal. Nu era nicio problemă, da? Dacă erau nume ale pacienților, nume ale medicilor pe care voia să le protejeze, putea să facă acest lucru simplu într-un program de editare. Dar noi nu vrem rezumatul. Că dacă domnul Cosmin Popescu ne pune la dispoziție un rezumat, atunci noi o să îl rugăm să își dea și extemporalul singur și să-și pună doi și tot singur și poate și pleacă tot singur. Pentru că consilierii județeni nu sunt bătaia de joc a nimănui în Consiliul Județean sau în acest județ. Nu, avem acest drept de a avea acces la aceste informații, votăm, răspundem pentru felul în care votăm acolo, inclusiv în legătură cu Consiliul Județean, cu administrarea Spitalului Județean, inclusiv cu finanțarii pe care le dăm Spitalului Județean,
și trebuie să știm ce se întâmplă acolo. Managerul Spitalului Județean de Urgență, Gigel Capotă, vine cel puțin lunar cu propuneri, da, în Consiliul Județean să-i modificăm organigramă sau stat de funcții, ca să mai facă și dumnealui niște angajări. Da? Necesare atunci, sau... Necesare, nu știu cât sunt de necesare. Necesare, unele sunt necesare. Domnul Catrina, în Spitalul Județean de Urgență sunt 1200 de angajați. Știți câți medici sunt din aceștia 1200? 189 de medici sunt în Spitalul Județean de Urgență, păi din 1200 de angajați. Restul sunt asistenți medicali, dar foarte puțin și aceia, și personal de suport, da? Dacă vrem să discutăm despre un act medical de calitate, înseamnă că trebuie să avem angajați profesioniști. Și nu cred că este normal ca din 1200 de angajați doar nici 200 să nu fie medici. Da? Așa că dacă este să discutăm despre managementul minunat de la Spitalul Județean de Urgență și despre necesitatea organizării acestor concursuri, eu n-aș vrea să comentez foarte mult, că este suficient să știm asta, că din atâția angajați doar 200, nici 200 sunt medici într-un spital. Dar, mă rog, trec și aceste proiecte, se schimbă organigrame, se scot la concurs posturile respective, se anulează concursurile respective, pentru că ați văzut, unele sunt contestate de candidații, altele sunt anulate de Gigel Capotă din motive cunoscute de dumnealui, oricum nu-l întreabă nimeni de ce le anulează, de ce le scoate și așa mai departe. Noi am cerut demisia managerului Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, cred că de un an de zile. Cam așa. Cred că poate chiar și mai mult de un an de zile. În toată această perioadă, președintele Consiliului Județean l-a protejat pe Gigel Capotă, este complice la tot ceea ce face Gigel Capotă în Spitalul Județean de Urgență, clar, pentru că eu nu aș vrea să fiu asimilată cu genul acesta de manager, da? Nu poți să-ți pui un județ în cap și să nu explici oamenilor, vorbim despre sănătate publică, nu vorbim despre altceva, vorbim despre sănătatea publică, despre sănătatea cetățenilor din acest județ. Nu discutăm despre o societate comercială. Nu discutăm despre o societate comercială. Dacă nici pe sănătate și pe educație nu punem accent și nu tratăm cu seriozitate ce se întâmplă în instituțiile care se ocupă de sănătatea publică și de educație, înseamnă că nu știu în ce lume trăim, în ce vrem, ce așteptăm. Nu, este ce clar așteptăm, că trăim un film, este clar că trăim un film prost, un film este, foarte prost. Este ceva de inimaginat, pur și simplu. De multe ori rămâi fără cuvinte. Nu-ți vine să crezi că ceea ce vezi este cu adevărat real. Nu se poate așa ceva. Să nu să protejezi pur și simplu un personaj care vezi foarte clar și este absolut evident că face numai tâmpenii, că face rău instituției respective, că pune și medicii și specialiștii de acolo în niște situații absolut penibile, că nu își asumă responsabilitatea lucrurilor pe care le face, că trimite, de exemplu, directorul medical care nu are niciun fel de vină și este un specialist absolut pe care îl admir în ședințele de Consiliu Județean ca să scoată castanele din foc cu mâna altcuiva. Deci nu înțeleg de ce și eu chiar sunt foarte curioasă care sunt motivele pentru care Cosmin Popescu îl protejează pe Gigel Capotă. Chiar sunt foarte, 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 foarte curioasă. De ce? Chiar sunt convinsă că până la urmă se vor afla toate aceste lucruri, pentru că știți cum este, nu există, ulcerul nu merge de multe ori la apă și nu există lucru să nu zic urât mirositor, care să nu se simtă la un moment dat
în societate. Deci se va afla care sunt motivele pentru care Cosmin Popescu îl protejează pe Gigel Caputo, dar există un preț pe care nu-l plătesc ei, ci îl plătim noi ceilalți și cetățenii acestui județ care au nevoie de asistență medicală de specialitate, care... Și de calitate. Și de calitate. Că aici e problema. Și oamenii aceștia pur și simplu nu realizează ce responsabilitate au în funcțiile pe care le dețin. Efectiv, nu realizează acest lucru. Dar știi ce nu înțeleg eu privitor la cele două subiecte pe care le-am dezbătut împreună după pauză și pe care le-ați prezentat pe larg telespectatorilor noștri în această seară? Odată problema cu proiectele de lege favorabile minerilor prin acea reducere a vârstei de pensionare, acum această problemă spinoasă ce trenează de peste un an de zile cu Spitalul Județean și cu multe evenimente, unele de-a dreptul tragice, petrecute la Spitalul Județean. Pe linie politică, acum vorbesc politic, nu se realizează la conducerea la vârf a PSD-ului că se pierde pe linie politică, repet, în intenția de vot a electoratului? Adică oamenii ăștia din cei pe care, într-un fel sau altul, îi disprețuiesc politicienii și pe care nu-i bag în seamă, atât bolnavii, pacienții, rudele, aparținătorii, minerii, oamenii ăștia nu se vor duce cu bucurie la vot favorabil social-democraților. Adică chiar nu mai există nicio, Nu știu pe ce se bazează și nici nu mă interesează ce calcule electorale își fac ei, dar mă interesează foarte mult să nu batjocărească cetățenii acestui județ. Asta mă interesează foarte mult. Și nu pot să tac în momentul în care lucrurile sunt evidente. În momentul în care se vede clar intenția de a ascunde niște lucruri foarte grave, da? Pentru că lucrurile bune nu le ascunzi. Sunt convinsă că dacă o chestiune, un paragraf era pozitiv în raportul corpului de control, vuiau toate televiziunile și toate radiourile și presa scrisă din județ, cel puțin o săptămână. Că ieșea președintele Consiliului Județean să ne spună cât de minunat este acolo. Așa este. Dar pentru că sunt lucruri foarte grave, nu facem decât să le ascundem. Ceea ce nu este în regulă. De asemenea, lucrurile astea legate de achizițiile care se fac la Spitalul Județean din fonduri publice. Păi nu trebuie să prioritizăm scurt, pentru și că noi să punem puncte misiunii. Nu trebuie să prioritizăm achizițiile respective. Ne văităm de condițiile proaste din spital și cumpărăm tărci care costă cât o mașină. Ne văităm de condițiile proaste din spital și facem achiziții de 1 milion de euro. Încearcă domnul Caputa acum să salveze situația și să spună că de fapt este o eroare, că nu este aceasta valoarea achizițiilor în condițiile în care în sistemul electronic de achiziții publice asta este valoarea din martie și nu a fost publicată niciun fel de rată. S-a văzut această chestiune, cu siguranță cetățenii știu acest lucru. Stimată doamnă, mai era mult de vorbit, din păcate programul, timpul nu ne permite. Multă putere de muncă de poi mâine încolo, pentru că vă așteaptă o lună plină. Cu siguranță ne vom revedea în campanie și vom încerca să dezbatem chestiuni de interes civic. Sigur. În egală măsură, vă dorim succes mâine la moțiune Partidului Național Liberal și Opoziției. Vom vedea ce va fi, dacă va trăda cineva. Doamnelor, domnilor, o seară cât mai plăcută. Ne revedem, ne reauzim. La revedere!